Dar de ce crezi tu că nu înțelegi? Păi uitați, nu înțelegi. Cred că a luat-o pe numele meu. Dar nu vreau să lupt, nu vreau. Nu, nu vă atingeți, nu vă atingeți. Auzi, dar tu de când ai devenit așa cu simțul proprietății? Că nu te știam. Nu e un obiect. Eu? Da, da. El era, dar nu a vrut să arate. L-a luat chiar de vreo câteva ori să nu mai atingă, să-i dea pace. Uitați cum pace. E sufocant, o sufocă. Menționez ceva. Înaintea filmărilor, ca să vedeți ce făcea Claudiu, am fost foarte atent. Am și dovada pe telefon cum un bărbat ca el care spune că vrea să o cunoască pe Gianina, se bate cu pumnii în piept, se uită pe profilul Iasminei. Dar ce ai Deci eu am pe Instagram, cred că pe toată lumea din casă. El nu știa cum să-l prindă pe el. Dacă ești așa un gentleman și ți-e place cu adevărat o femeie, nu? Mă, dar tu, Iasmina... Pozele altei femei. Te urmărești, nu? Lești. Deci el? Eu am videoclip. De vreo câteva zile. Deci de vreo câteva zile. El se ia de mine, dar urmărește pe Iasmina de vreo câteva zile. De când a venit. O știu de mult, domnișoara Cristina, de vreo 2 ani. Da, oricum știam că mi-a dat mesaj pe Insta și mi-a zis că i-a dat follow. Dar nu văd care ar fi problema. Să urmăresc pe Instagram. Eu știam din cine te-a anunțat, Claudiu, la follow Iasminei. Deja nu mai eram cunoaștere, a zis că pleacă, nu mai vreau să... Da, Claudiu, tu de ce o anunți pe Gianina de lucrurile pe care le faci afară, aici? De ce o anunți? Te teamă de ceva? Nu, ceva? Nu mi-e teamă deloc. A, asta cu anunțatul e vrăjeală ca să se... Deci fix pe... când ai filmat tu în... ieri dimineață în... Pentru că probabil se simte atacat de Nicolas și nu mai vrea să mai dea cum să anumitor probabil. Cu ce să mă scoți încă, dar eu nu mă ascund cu nimic. Păi... N-am nimic de ascuns. Nu se fac chestii. Nicolas, nu mai făd teatru, că pici prost. Băi, picați prost, băi. Da, eu am pe oameni. Ia uitați! Băi, nu-mi e așa, băi! De ce-i numește așa? De ce-i numește așa? Păi, asta tine s-a bătut joc de mine, după aia își bate joc de mine, vine și-mi ia apărarea după aia, iar își bate joc de mine, nu mai înțeleg. Domnișoara Cristina, după ce că i-am luat apărarea de atâtea ori, fiindcă m-am simțit un prost că toți îl atacau, acum îmi spune că de ce i-am luat apărarea. Ok, lasă-mă în pace atunci. Nu, dar el mi-a reproșat mie că ți-am dat... Eu cred că el, de fapt, crede că tu te-ai jucat cu sentimentele lui. Nu, că eu nu i-am dat nicio speranță, noi eram în cunoaștere și atât, domnișoara Cristina, nu i-am promis nimic. Domnișoara Cristina, uitați, a venit fata asta, Diana, care este foarte frumoasă și am zis că să pe viitoare... I-ai spus că vrei să fii cu ea ca să mă faci geloasă, nu mai minți! Nu mai minți! Nu mai minți! Nu mai minți! Nu mai țipa! Nu mai țipa! Păi țip, dacă nu taci! Păi da, vorbește, trebuie să vorbesc. Ok, păi lasă-mă să vorbesc. Domnișoara Cristina. Da. A venit fata asta frumoasă în casă și am zis că săptămâna viitoare vreau să mă întreb către ea. Că numai săptămâna viitoare. O să fiu mai ponderat și vreau să frumos. E cu programare aici, de săptămâna viitoare. Domnișoara Cristina, când a venit Nicolas la noi în casă, el a spus că nu-i place de Diana, el o vrea tot pe Gianina, doar că cu Diana vrea să o facă geloasă pe Gianina. Și asta... Vrea să vorbească cu Diana, pentru că el... Asumat, că ai spus asta, fii asumat! Tu ai venit cu ideea, Vlad? Da. Prieten adevărat. Păi, părea foarte trist și dezamăgit și am spus, uite, dacă vrei să o cucerești înapoi, încearcă, poate o faci geloasă și o să vezi... După 10 minute era cu un zâmbet până la urechi. Păi, nu să vadă intențiile tale. El să schimbe fața, nu știu cum... El zicea că încă e clar. Păi, i-a zis, măi! El Gianine, schimbă-ți fața. Îi zic, schimbă-ți fața, măi, sau uite, poate te-a crezut așa, da. Răzgândește de la un moment la altul. Zi, Georgiana. Am spus că Nicolas se răzgândește de la un moment la altul. Acum vorbește, da, o pleapă cu Gianina Luc pentru ea, nu știu ce, peste 10 minute spune nu mai îmi place, își bate joc, mă îndresc spre altcineva. După când își revine, o ia de la capăt și face asta zilnic și spune același lucru. Nu mai vrea pe Gianina, o vrea înapoi și tot așa. Cine și-a bătut mai joc? Doamna Cristina, într-adevăr, luptam în continuare, dar pentru chestia pe care... Dar nu mai vreau! Nu mai vreau! Doamne ferește! Deci, ați auzit, nici el nu mai vrea. A zis că nici el nu mai vrea. Nu mai vreau, cu Dumnezeu! Vreau să... Să ce? Așteaptă. Gata? Gata, deci gata, s-a auzit, acum el nu mai vrea. Vreau să vorbesc cu ea, să vedem dacă vorbește cu mine. Nu vrei! Eu ce credință să mai am tine? Nu vreau să mă cataloghez imediat după copertă. Bun, deci tu nu vrei să mai cunoști pe Gianina, da? Dar spune-mi, ce credere să am eu în tine? O să-ți arăt, o să... O să-ți dovedeți? Da. Păi înseamnă că tu ești fals! Tu ești fals! Prin chestiile pe care le-am făcut... Ba, vrei să lupți, ba, vrei să mă faci geloasă cu ea! Cum vrei să mai ai lucrări de tine prin chestiile pe care le-ai făcut aici? Nicolas! Nu mai vreau! Nicolas, dar pe mine nu mă mai vrei! Fetelor, că nu-ți place de mine!
Da, a spus că vrea să facă să mă facă geloasă pe mine. Mm-hmm. Da. Astăzi în casa fetelor, când a venit Nicola, am avut o discuție cu el și mi-a zis că vrea să se împace cu Gianina și că nu o să mai jignească niciodată și la câteva minute după a făcut o nesimțită și a spus să-și schimbe fața. Da. Mm-hmm. Exact. Și am avut o discuție destul de lungă. El așa vrea relații, dar nu știu că ne batem și seara ne iubim. Auzi, Janina, dar te întreb altfel. Dacă Nicolas nu jignea, se comporta civilizat, avea mai multe șanse ca și Claudiu? Nu știu, domnișoară. Probabil. Mi-am dat seama. Eu cunosc fețele astea care... Poate dacă era mai deștept, mai avea un caracter mai serios, probabil că da. Probabil. Zi, Mihai, ce voiai să spui, te rog. Te-am zis că iară s-a răzgândit, că nu-i mai place. Tocmai ce mâine iar mă fugărește prin casă, deci nu adică mai pot. Adică vrei să spui, Georgiana, că îți place ca aspect? Iară mă trebuie. Iară mă trebuie. Dar ce i-a făcut, că nu i-a făcut nimic? Doamne ferește! Nu i-a făcut nimic! Te-am zis că nu ține așa vreo nimic. Auzi, Nicolas! Nicolas, ți se pare că Mihai te ironizează? La fel ca și ceilalți colegi, altfel. Nu știu, domnișoară Cristina, oricum nu prea iau în seamă părerea lupilor de aici, din casă, o să fac în continuare ceea ce simt eu. Poate. Poate o place și el pe Gianina? Nu, nu există, nu. Bine, să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Vă stă bine împreună oricum. Chiar le stă bine, adică nu. Le stă, da? Frumușei? Ce-i rău, foc. Îmi place. Da, chiar, Adriana, este Mihai genul de băiat care ți-ar putea sta alături? Fizic, da. Cred că are și bani. Zi, Mihai, zi. Adică să îmi vestești atâta tatajele alea. Dacă ai bani, iată. Ai bani, iată. O, vai. Sunt amărât. Zi, Adriana. Da, să te iau și așa amărât, nu-i problemă. Da, auzi, Mihai, fizic vorbind, te atrage Adriana? Trebuie să petreci mai mult timp ca să poți să-mi dau seama. Da. Dar fizic, totuși. Fizic, da. Da. Deci, primul pas... ar putea fi făcut, pentru că fizic vă placeți. Acum, dar Radu zicea că o să-i dea teroare dacă aș face relație. Cine-i de teroare? Radu. Se retrage. Stai frumos, te rog. Vezi că mâine o vrea înapoi pe Adriana. Nu-i mai dat teroare. Mai nu, dacă are bani, o are. Dacă n-are bani, nu poate să ai. De unde știi tu că Adriana este materialistă? După comportament, domnișoară Cristina, după ceea ce exprimă, după fosta relație, după mai multe chestii care, na, mi-au întâlnit. De unde știi tu detalii despre fosta relație? În primul rând, pentru că vine o persoană și spune anumite chestii. Păi și de tine am auzit o mulțime de chestii. Asta înseamnă că sunt adevărate toate? Ce anume? Că ai relație, că stai de un an de zile cu ea. Asta înseamnă că sunt adevărate? Doamne, măcar să am. Înseamnă că sunt adevărate? Ce? Înseamnă că sunt adevărate? Dar se vede. Ce se la tine invizibil, eu n-am relații. Dacă aveam relații, nu mai am cu Adelina astăzi, da? Nu mai vreau să stau cu tine. Auzi, Radule, tu spuneai că Mihai nu are șanse. De unde știi tu că nu poate să îndeplinească condițiile? Păi n-am spus că nu are șanse. Am spus dacă nu are bani, nu are nicio șansă. Pentru că ea asta urmărește, domnișoara Cristina. Să aibă și un viitor mai liniștit. Că e grea munca, suntem în 2021, nu ne place să muncim. Da, auzi, Radule, da, dar tu stai seama cum ar fi un an, 2, 5, cât o să țină competiția aceasta. Asta. Să câștige Mihai cecurile în fiecare săptămână. Păi oare pe Adriana dușează? Păi, poți să fiu și... Păi stai puțin că și tu ai câștigat cecuri, trebuia să mă dau pe lângă tine. Păi tocmai de-aia vorbeai cu mine. Exact. Aoleu! Bravo! Că cecurile! Ce au fi zis? Că luăm jumătate, facem jumătate. Dar stai puțin ce facem acum că nu mai vorbesc și că nu te-am vrut și că nu te-am iertat. Că ce? Și tu o să le iei în continuare, să-mi pară foarte rău, nu? Păi da, dacă le iau, crede-mă că vin apoi la mine. Cu siguranță. Crede-mă, dar nu mai vreau eu. Cu siguranță vin eu înapoi la tine. Cu siguranță mă josesc eu să vin înapoi la tine. A, păi doar de asta nu mai vin. Că altfel ai fi venit. Dacă mai iau un ceculeț, mamă, Radu-i parcă-i mai frumos, Radu. Parchează-și cecurile, să spui fațete, să nu-l mai atași pe Duțu. Să ai și tu fațete. Te deranjează? Dar în momentul în care te ataca pe tine și spunea că ești... ai ura rătoși și n-ar, dacă ar fi și tu un copil, ar fi și cam... Asta e, spune ce vrea și tu spui și tu ataci. Are pomeți, are sâni, îți dai seama dacă faci eu știu ce am, ce n-am și mi-asum tot ce am. Sunt curios că te îndrepți către o femeie într-adevăr frumoasă, dar și ea are operată la față. Pe rând, ascultă-l și pe Duțu, te rog. Are ceva de zis? Tu ziceai că e operată, că nu știa și... Vezi că vrei să faci copil și am zis că da, dar vezi că poate nu seamănă chiar cu ea, am zis, dacă are operație, am zis. Uite, eu nu știu cum arăta ea înainte. Seamănă cu tine, dai seama. Nu, Duțu. Tu nu o lua nume de rău, ea. Nu, ai zis în nume de bine. Uite, fată frumoasă, da? Și-a pus dințișori. Are... Dinții mei erau la fel.
Mă rog, nu contează, ce vreau să zic eu. Ești exact cum e și Adriana. Mie mi-a plăcut genul ăsta, înțelegi? Dar și tu mie îmi place. Nu mai ai ceva de zis acum? Ce să zic? Dacă faci un copil fiar. Și-a schimbat părerea, ai reușit tu să-l faci să schimbe părerea despre Adriana fetele de gen. Are operație, gen că e schimbată la față total. Și dacă copilul nu iese cu sân, asta era el deranjat, mă, asta era el deranjat. Asta vreau să spun. Că tu ești al meu se naște direct cu implanturi. Cum? Al meu se naște direct cu implanturi. Asta am zis și eu, o să ne iasă copiii cu implanturi, da, da. Dacă tot ați vorbit de cecuri, eu zic să mergem mai departe. Cu ce mergem mai departe? Cu topul. Aflăm topul favoriților. Sus. Voi începe întâi cu fetele. Cele mai votate trei fete în ordine aleatorie sunt... Adriana. Mulțumesc mult pentru voturi. Încă nu-mi vine să cred că mă votează lumea. Mulțumesc mult. Nici nouă. Se pare că sunt apreciată pentru ceea ce sunt cu adevărat, așa că mulțumesc. O altă fată din top 3 este... Adelina. Mulțumesc frumos, sincer, chiar nu mă așteptam nici măcar o secundă. Și are probleme. Bine că nu râzi, mă așteptam să râzi și atât. Da, am fost puțin șocată. Și? Ile. Mulțumesc din suflet. Puișorii mei m-au votat. Cam atâția puișori în casă și cred că și în afară s-o transmis. Vă mulțumesc din toată inima mea. Bravo, fetelor, mulțumesc. Da, am aflat cine sunt cele mai votate trei fete. Vom afla și cine sunt cei mai votați trei băieți. Tot în ordine aleatorie, evident. Vlad. Vă mulțumesc frumos, chiar apreciez cum ați votat și chiar mesajele de susținere pe care le primesc mă bucură enorm în fiecare zi. Și țin să vă mulțumesc pentru asta. Un alt băiat din top 3 este... Iacob. Și chiar nu vine să cred că sunt în top. Și ce să zic, să mă votați în continuare. Și? Radu. Mulțumesc diavolilor, susținătorii lui Radu și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Mulțumesc. Am aflat cine sunt cei aflați în top. Mâine ne așteaptă o gală grea, zic eu. Pentru că vom afla favoriții, dar și cine va pleca acasă. Cu siguranță cineva va pleca acasă mâine. Așadar, o să vă rog să dormiți bine, să vă adunați gândurile, iar mâine ne vedem tot aici, împreună cu cei de acasă, de la ora 16, pentru că astăzi le urăm seară bună. La revedere! Vezi de lungul nasului tău, e de ce fac eu cu Alina, dar tu umbli, ți-am zis, din fată în fată. Noroc cu emisiunea asta, că te-a scos și pe tine din ferentari. Dacă pisica ridică coada, Alexandru, n-ai ce să facă. Nu poți zic femeia ridică coada. Problema e că tu i-o rădici forțat, nu ridică ea.
are un vocabular, asta nu e femeie. Dacă, da? Dar tu ești bărbat, dacă vin la tine, dau noroc cu tine. Da, haide! Hai, Diana, vină cu azi să te țâc. Pe braț, mă, nu pe gură. Ce ai? Am enervat acum domnișoara Cristina. Nu, dacă știai, îl știi așa bine. Ai văzut cu ce se ocupă el, ai văzut ce face el în casa asta, că fuge. Ai zis că te-ai uitat la începutul sezonului, la emisiune. Ai văzut că în primele zile fugea după ea, ba după ea. Adică ți-ai fi putut da seama de ce. Nu ai mers prin pantofii prin care eu am mers, ai înțeles? Când tu ai să mergi, atunci să comentezi. Abia am ieșit dintr-o relație foarte toxică care m-a terminat din toate punctele de vedere. Nu am cum să intru acum într-o relație să distrug eu un om. Casa asta mi se dau grade și după aia ei spun că eu mi le caut. Dacă mai zici o dată o aberație de asta, te iau și... Hei, măi! Iacob, ia terminat! Și caracterul lui normal că nu-l vrea. Apropierea aia ta pe care ai avut-o ți-a dăunat și uite că te-ai făcut de râs că ai stat cu o pleavă de asta. Mi se pare sincer o fată foarte, foarte răutăcioasă. Cred că face doar de show tot ce face în această emisiune și nu-și caută dragoste. Își va proteja casa și va deveni liderul suprem în Casa Puterea Dragostei în săptămâna viitoare este. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.